Regula de aur? N-ai nimic de pierdut din moment ce n-ai nimic. Nu e ca și cum aș fi filmat jumătate de episod la ceva. Crash s-a întâmplat cu camera. Mai bine crash decât crash, ce au zis ei. Nu când filmez, am zis eu. Astăzi chiar nu aveam decât să fac un episod pentru că suntem în repetiții grave și intens pentru gârgăunia de coreografia nu e gata, haos. Vedeți ce se întâmplă pe Instastory pentru că postez tot. Dar totuși am stat la cafea cu trătorile, oamenii care conviețuiesc eu, Teo, Alex, Vlad, Dicu, toată lumea. Și mi-a venit o idee foarte tare, vorbeam despre crash-uri. Și cum nu ne iese nouă cu crash-urile. Și care sunt pașii vieții ca să faci să te observe sau să faceți o mișcare. Iar astăzi o să le împărtășesc cu voi că nu pot să mă abțin. Să nu luați în serios nimic din ce zic, vorbesc foarte serios. Dar hai să vă spunem cum am gândit noi lucrurile la cafea. Ok, ipotetic vorbind, spunem că ești la bere cu băieții, tu fiind fată. Probabil singura ta șansă să ieși cu un băiat este să mergi cu el să luați semințe sau la meci. Dar cu toate astea, acolo la bere îți sare cineva în ochi. Nu la propriu. Chiar îți atrage cineva atenția. E la masa de lângă, să zicem. De aici până la vă căsătorii, mai sunt doar câțiva pași simpli. Primul pas, ai două variante de început, depinde ce fel de om ești. Ori te uiți efectiv în toată camera, stânga, dreapta, privești podeaua, tavanul, am zis podeaua, uite-te, tavanul, podeaua, pereții, orice, dar nu pe el în ochi, ca să nu vadă că ești interesat. Ori doi, faci eye contact de la grav, dar nu ai contact. Bă, îl privești în ochi, viol contact, în ochii lui țintă și n-are ce să facă, omul să-ți dea Instagram-ul ca să-l lași în pace. 2. Ai Instagram-ul, logică nu o să-i dai follow din prima, să nu crede că ești nebună. Dacă ești Teo, îi dai direct blog, dar evident că nu ești Teo, deci o să aștepți exact 24 de ore și o să-i dai follow ca să realizeze că tu te-ai gândit după 24 de ore la el. 3. După ce ți-a dat follow back, dacă nu ți-a dat iepa, poți să uiți. Nici n-are să mai încerci. Dar dacă e un caz fericit, după ce ți-a dat follow, începe cea mai importantă regulă. Regula de 2 like-uri simple. Cum funcționează? Un like e prea puțin, 3 like-uri sunt prea multe. 2 like-uri sună perfect. Faza e că nici astea nu trebuie date aiurea. Un like trebuie dat la ultima poză postată, ca să pară că nu contează. Și al doilea, la o poză mai veche, nu foarte veche, dar destul de veche, ca să vadă că te-ai interesat să te uiți, dar ți-a plăcut numai una. Evident, după ce îți dă și el like, poți să începi să-l bombardezi cu like-uri la absolut tot. Bagă-ți piciorul. Regula de aur? N-ai nimic de pierdut din moment ce n-ai nimic. Și de aici o să continue tărăturile să vă explice ce am vorbit la cafea. Ce sunt ăștia? Poți să-mi răspund la o întrebare? Ascultă-mă. După ce primești like de la crush, care e următorul pas ca să te apropii? O iau puțin razna, țip în toată casa, nu răspund, mai fac niște crize de la de azi. Și-am pus ignor, da. Tu ce faci? După ce ai reușit, gen, cu toți pașii, să dai follow, să-ți dea follow back. Află că-mi dă și mie follow crush-ului. Hai, care e următorul pas ca să te apropii de el? Nu știu cum, mă scurg. Te scurgi? Da, mă scurg. Vlad! Sau așa, primești like de la crush, care e următorul pas ca să te apropii de el? Gen, ce faci? Păi ai primit like, ce faci după aia ca să te duci mai departe, mai intens? Da, ce e cu casa asta de retardat? Iar la sfârșit, când totul e roz, că probabil ți-a ieșit, dă-i bloc, că n-ai nevoie de relații. Și acum o întrebare importantă de sfârșit. Vă rog să-mi explicați dacă voi pățiți ca noi. Cum adică? Nu găsesc un Adidas. De ce pe Instastory, când se uită crush-ul la story-ul tău, în afara faptului că apare primul, de parcă creatorii Instagram-ului ar ști și ne-ar citi gândurile și și-ar bate joc de noi, mai și apare doar o dată. Gen, dacă te uiți la story, apare primul. Out of sudden, nu știu, când ți se pune pata pe cineva, se uită la story-ul tău, apare primul. Faza cu crush-urile e că și dispar. Gen, dacă te uiți a doua oară la același story al tău, persoana aia dispare. L-ai văzut doar o dată. Păi screenshot că poate ți s-a părut. Prietenii apar tot timpul primii și rămân acolo. Dacă mă uit din nou la story, rămân acolo. Dar crush-urile nu. Apar doar o dată. Ei, și de asta am vrut să vă întrebăm pe voi dacă voi pățiți așa și dacă da, lăsați în comentarii părerea voastră de ce se întâmplă așa. Care e faza cu Instagram? Iar la cele mai bune răspunsuri o să dau inima și o să răspund și eu cu părerea mea. Guys, da, asta a fost un fel de pamflet, dar de fapt e jumate adevăr. În ce am zis? Nu uitați, guys, că noi suntem chiar în repetiții intense, de-aia am făcut un fel de pamflet story time toate deodată mai rapid, pentru că ne pregătim pe 1 aprilie să fim la Silverchair și să facem mare, mare show. Fiți acolo, luați-vă bilete în primul link din descriere și ne vedem cu următorul episod. Nu uitați să dați și un cap în butonul ăla de like. Abonați-vă pentru mai multe săptămâni. Ne vedem, ok, bye! Că n-ai carte, n-ai parte, simt că m-am mutat în liceul de arte. De prin vremea asta m-am pus la pe accelerație și am simțit tare că eu trebuie să fac creație. Filmatul și editatul pentru mine sunt vibrații.